Vă salut cu drag, mă bucur că sunteți în seara aceasta alături de noi. Mă bucur că astăzi am un invitat atât de special și mă bucur că ați acceptat această invitație de a lua parte la aceste informații care să vă ajute să priviți cumva și cu adevărat avem de aflat o altă perspectivă. Deci cum să ai parte de o naștere frumoasă și chiar astăzi am făcut și un live pe această temă și am întrebat de ce unele femei au naștere, au o naștere cu traume, poate se lasă cu depresii sau poate efectiv rămân cu niște emoții foarte puternice negative. De ce se întâmplă aceste aspecte și care este secretul acelor femei care reușesc să aibă o naștere frumoasă? Cine sunt eu și de ce am realizat acest live? Numele meu este Maria Raluca Huluță. Sunt digital instructor, am colaborat cu peste 100 și 1000 de femei din acest domeniu al sănătății. Am fost invitată și în toate arile mele de activitate, inclusiv cu clienții mei, asta fac și asta lucrez și pe latura emoțională. Noi suntem așa un întreg dintre minte, trup și suflet și degeaba mâncăm sănătos, degeaba facem doar sport, că e nevoie să avem un echilibru. Consider că o femeie are nevoie de acest echilibru, are nevoie de informații și are nevoie să cunoască o perspectivă care să o ajute, în primul rând, să aibă cele mai frumoase amintiri și experiențe legate de această naștere, pentru că peste 70% din cliente, aș putea spune, sunt femei care au născut și care au rămas cu traume. Spun că motivul principal a fost nașterea, pentru că atunci a fost cea mai mare schimbare pozitivă pentru că a venit copilul, dar de cele mai multe ori care a rămas cu traume. Și în seara aceasta alături de mine este Dita Demner, pe care o ador și o îndrăgesc. Emisiunile efectiv m-au cucerit. Din momentul în care am urmărit aceste emisiuni, mi-am dat seama că de aceste informații au nevoie toate femeile. Și din acest motiv, chiar insist, dacă acum sunteți în fața calculatorului, să dați un share pentru acele femei care știți că își doresc un copil, pentru acele femei care își doresc să rămână însărcinată sau cele care deja sunt însărcinate, pentru că cu siguranță vom afla foarte multe informații interesante astăzi. Așa că, Dita, suntem live, am onoarea să te prezint fetelor. Este femeia anului 2017, e femeia care a lansat pe piață conceptul Renașterea, care ajută femeile să, efectiv, să renască și să aibă parte de o naștere frumoasă și înfloritoare. Dita! Bună seara! Bună seara, Raluca, și mulțumesc pentru această inițiativă de a face un live și vă mulțumesc că mă primiți în comunitatea voastră. Și apropo de ce ziceai tu, Raluca, într-adevăr, cred că cele mai multe femei, dacă nu au fost speriate de prima naștere, cu siguranță sunt speriate de nașterea care va veni. Da? Și toate aceste lucruri se pot vindeca. Chiar și eu m-am vindecat de nașterile mele, de prima naștere care a fost foarte traumatizantă, deși știam foarte multe lucruri, de fapt credeam că știu foarte multe lucruri fiind educator prenatal pe acea vreme, în acea vreme, în 2009-2010, și am avut o naștere foarte grea cu primul copil și mă tot întrebam, dar de ce eu, dar de ce mi se întâmplă mie, adică dacă eu care educ chestia asta și trăinuiesc femeile, de ce se întâmplă lucrurile astea la naștere, la unele femei? Am avut timp după aceea să reflectez profund la trauma nașterii și la depresia care a urmat după aceea. Cred că am fost în depresie aproximativ vreun an, descoperind de fapt că lucrurile nu sunt doar pe exerciții de respirație, pe a ști cum să stai, pe a alege cel mai bun doctor sau cea mai bună moașă și pe toate criteriile astea pe care eu le credeam că sunt în afara mea. Și iată că, de fapt, acum pot să-i mulțumesc primului meu copil cu care m-am născut așa și eu încă o dată în jur de 63 de ore, ca să ne dăm mari fiecare cât a rezistat, da?
dar mi-a fost învățătura cea mai de preț, pentru că de acolo cumva au plecat toate conștientizările care au urmat după. Și pentru asta sunt foarte recunoscătoare și cumva acum, după 10-11 ani imediat, îmi dau seama cât de valoroase sunt aceste traume și aceste lecții pe care ne le dă viața unora, de fapt tuturor ne dă viața niște lecții. Și ce frumos e când le privești tocmai din acest punct de vedere și nu din punctul de vedere al victimei, care, vai ce am pățit, din cauza medicului, din cauza moașei, din cauza procedurilor, din cauza etc. etc. Și mi-am dat seama că femeile se pot pregăti pentru naștere, nu doar înfruntând durerea sau găsind metode de a păcăli corpul, ci fiind conștiente de ceea ce se întâmplă cu ele la naștere, fiind super conștiente de corpul lor, de emoțiile lor și pregătindu-se holistic, adică nu doar pe plan fizic. Credeți-mă că acele respirații, în momentul în care ești conectată cu corpul tău și știi ce se întâmplă și ai scăpat de frică, totul curge. Și bineînțeles, acum am înțeles, după atâția ani, că da, ne repetăm trauma de la propria noastră naștere. Dacă aș fi știut chestiile astea acum 10 ani, sigur nu aș fi trecut prin ceea ce am trecut. Și acum multe dintre voi o să începeți să vă întrebați, bun, dar oare cum a fost nașterea mea? De am avut parte de o naștere atât de traumatizantă cu propriul meu copil sau cu proprii mei copii. Indiferent cine v-a însoțit, indiferent cât suport ați avut sau nu, e o chestie personală în care noi atragem fix experiențele de care noi avem nevoie ca să ne trezim. Exact așa cum eu am avut nevoie de acea experiență cruntă în care, la naștere, sincer, am crezut că mor. Și la un moment dat am zis că dacă nu se termină, eu chiar nu mai rezist. Și mi-am dat seama că fix acel moment de limită în care îți vine să capitulezi, deși nu poți pentru că nu pleci când vrei tu, acele momente îți dau imboldul acela de a continua căutarea, de a te pune pe un alt făgaș, de a căuta în părțile în care nu ai căutat până acum. Și cred că cumva mi-am găsit și menirea prin realizările astea, de fapt, prin faptul că mi-au picat niște fise, ca să încep să ajut și alte femei să-și dea seama că totul începe de la ele și nu din exterior. Și ceea ce și spun, am ajuns acum, în ziua de astăzi, să redăruiesc femeii nașterea. Pentru că, într-un fel, societatea modernă deleagă foarte mult lucruri personale și noi nu mai suntem nici stăpâni pe corpul nostru, nici pe viața noastră, nici pe multe lucruri și predăm tot felul de activități sau tot felul de lucruri altora. Culmea este că câteodată e bine să cauți un specialist care să facă lucruri în locul tău pentru că el se pricepe. E de data asta, în naștere, nu se potrivește ideea că voi căuta un specialist care să mă nască. Credeți-mă, puteați să fiți asistate de cei mai buni medici, de cele mai minunate moașe de pe pământul ăsta. Dacă voi nu erați pregătite, oamenii aceia nu au cum să vă ajute să nașteți mai ușor, mai repede, mai frumos, mai împlinitor și așa mai departe. Deci, da. Care ar fi secretul ca să avem o naștere frumoasă? Pentru că cumva toată lumea, adică cel puțin în ziua de astăzi, majoritatea femeilor apelează la latura asta de cezariană pentru a scăpa mai repede, mai ușor. Da, stai că verific netul. Ok. La noi este furtună. Eu sunt în Brașov. Ca să înțelegeți de ce s-ar putea câteodată să se audă în reluare. Ideea de cezariană, să știți că
Eu eram pe același fix. Acum, înainte, nu, acum 12-13 ani, eram fix pacienta perfectă la o cezariană electivă. Adică, dacă m-aș fi gândit că eu cu zodiile, cu astrograme și cu alte lucruri, m-aș fi gândit, bun, deci vreau să-l fac leu, zic și eu, nu știu, copilul, da? I-aș fi făcut tot felul de calcule și aș fi fost în stare să mă duc la doctor și să-i spun, domne, vreau să programăm nașterea asta în 16 august, zic și eu, da? Și domn doctor să zică, da, doamnă, cum doriți, da? Deci, în momentul în care nu știi lucruri, poți lua hotărâri foarte superficiale și foarte în necunoștință de cauză. Și pot să zic că eram candidata perfectă, pentru că lumea din jurul meu, mai ales lumea cică bună, da? Pentru că mă învârteam într-un mediu, am fost și o femeie de afaceri până să devin educator prenatal și tot felul de chestii pe care le fac acum. Deci eram și eu un om normal, da? Și toate femeile din jurul meu, mai ales din domeniul afacerilor, se duceau la cezariana programată cu mașina, o parcau în hol, în parcarea spitalului și mi se părea super cool să faci chestia asta. Adică era un fel de, da, normal, că doar nu mai suntem în evul mediu să mergem să ne chinuim acolo ca niște la-la-la. Ei, pentru asta mi-au mai venit niște lecții. Ca să învăț că, de fapt, cezariana asta o făceam de frică. De frica durerii, credeți-mă, sunt exemplul perfect pentru a vă spune că mi-este frică de inclusiv dentist. Pe vremea aceea mi-era frică de durere, de poveștile horror pe care le-am auzit și de ideea, mă, dar de ce să te chinui când poți să o faci mult mai repede? Și mai ales când mai auzi un doctor, doi, care zic, da, dragă, te desfac ca pe o cutiuță, scoatem copilul, îi punem fundiță și gata. Și nu te mai chinui, nu-l chinui și alte lucruri. Credeți-mă că lucrurile astea sunt super superficiale. De ce? Pentru că analizând și de fapt dându-mi seama după 3 pierderi de sarcină că lucrurile nu sunt chiar atât de simple și îi vedeți din nou că au fost 3 traume în viața mea care m-au făcut să gândesc diferit. Aceste 3 pierderi de sarcină, care au fost în decurs de un an jumate, m-au dat cu totul peste cap, m-au băgat în depresii, dar ăsta a fost singura variantă pe care viața a văzut-o, n-am schimbat direcția și am schimbat nu preocupările, ci lecturile și interesele, pentru că nimeni nu este preocupat de naștere până nu rămâne gravidă, nu? Corect. Ei, și atunci au început căutările mele și uite, așa am ajuns să fiu ceea ce sunt astăzi și așa ușor, ușor mi-am schimbat macazul și m-am gândit că totuși nașterea naturală este ok, doar informațiile pe care le aveam nu erau nici măcar nu suficiente, nici măcar nu erau să stea în picioare, pentru că adevărul e că tot ce auzisem despre naștere era de la mama mea. Mama mea, care era să moară, de fapt a intrat în coma atunci când m-a născut, de aceea nici nu mă mir că am avut o naștere atât de grea cu primul meu copil, acum știu, pentru că naști exact așa cum ai fost născută sau născut. Născută, că bărbații încă nu au reușit să nască. E ok. Dar contribuie și ei la experiența femeii prin faptul că copilul nu este doar al femeii. Despre asta o să vorbim, poate. Iar în momentul în care mi-am dat seama de asta, am zis, ok, deci stai să o privim mai de aproape. Dacă de la mama am aflat că nașterea era să o mor când m-am născut și așa mai departe, vă dați seama ce imagine mi-am format eu ca și copil, care toată viața lui a auzit asta. După aia am auzit poveștile horror ale prietenelor, după care am zis, doamne, dar nu m-aș duce nici pe bani să fac chestia asta, să mă chinui. Și iată că astea au fost informațiile pe care le avem, de fapt, cu toții, în funcție de mediul în care trăim și în funcție de anturajul pe care îl frecventăm sau în care ne aflăm. Și atunci nici nu e de mirare că femeia se teme de naștere și preferă metoda ușoară, dar care nu implică psihicul, emoțiile, venirea pe lumea acestui copil,
și foarte multe alte lucruri. Și sunt absolut convinsă că toate femeile care au ales cezariana cu ochii închiși fără să se gândească au fost la fel ca și mine, la fel de neștiutoare, pentru că dacă ne uităm în școală, noi nu primim niciun fel de informații în școală despre asta. Noi nu ne spune nimeni cum se trăiește viața, ce e viața, cum vine o viață, concepție. Păi, dar noi în clasa a șaptea sau a opta când făceam anatomie sau ce mai trebuie, eram sub bancă de râs. Ce se vorbește atunci de concepție și de alte lucruri? Habar n-aveam când am născut, unde era uterul, ce trebuie să facă, ce înseamnă o contracție, dar ce face contracția, de ce mă doare și toate aceste întrebări la care nimeni nu-ți dă răspuns. Și adevărul e că nici nu ai de ce să aștepți astfel de răspunsuri de la un medic care te cheamă la programare, care nu are timp să stea la discuții filozofice cu tine și gravida care merge cu o tonă de întrebări, de ar sta și peste noapte la cabinet, doar să o lămurească și pe ea cineva, care-i faza? De ce mi-e rău? De ce am grețuri? De ce mi-e frică? De ce au apărut toate vulnerabilitățile mele, deși eu sunt echilibrată și așa mai departe? Ei, toate aceste lucruri le puteți afla de la un educator prenatal, pentru că nimeni altcineva nu a fost pregătit pentru a vă răspunde la atâtea întrebări. Moașele făceau chestia asta pe vremuri, dar din păcate moașele în ziua de astăzi au ajuns, din păcate, doar asistente care asistă cezariene și care nu mai sunt lăsate nici măcar să pună mâna la naștere, adică să nască ele împreună cu femeia, ci au fost cumva marginalizate din vari motive. Nu vreau să intru în detalii acum, dar nașterea este singurul lucru pe care nu putem să-l delegăm. Nici celui mai bun medic, nici celui mai bun moașe, nici dacă ați avea peștișorul de aur, tot n-ați putea să scăpați de chestia asta, pentru că nimeni nu o poate face pentru voi. E o chestie pe care ne privește pe noi, viitoarele mame, și care nu poți să-i dai skip sau nu poți să o păcălești. Poți să o anesteziezi, poți să o operezi, dar până la urmă rămâi cu niște sechele. Sechelele de obicei sunt de neîmplinire a feminității tale, sechelele sunt că nu te simți suficient de femeie sau sunt și foarte multe femei care au trecut de cezarienele lor cu brio și nu au avut nicio problemă. Probabil că acele femei, mă bucur pentru ele, nu au nevoie în această viață să experimenteze ceea ce altele își doresc cu ardoare pentru că au fost păcălite sau pentru că nu au fost sprijinite sau au fost umilite și bagiocorite la naștere. Din păcate, chestia asta se mai întâmplă și n-aș vrea să vorbesc despre ea foarte mult pentru că e un subiect foarte larg și astăzi vorbim despre altceva, nu neapărat despre partea aceea umilitoare a nașterii care se întâmplă în majoritatea locurilor din România. Dar există și locuri unde ești respectată, unde sunt respectate dorințele, unde ești tratat ca un om. Și de fapt ar trebui să fim tratate ca niște zeițe, pentru că noi aducem o nouă viață pe acest pământ. Ce frumos! Așa este. Și atunci, dacă tu ne dai speranța aceasta că există un loc în care suntem bine primite, există un loc în care ne interesează. Ce să facem concret? Să avem o naștere frumoasă și să evităm traumele care pot apărea și mai ales să trăim emoțiile nașterii. În primul rând, ar fi bine să vă pregătiți pentru această etapă și nu să fiți luate prin surprindere de o sarcină, pentru că atunci timpul vostru e limitat. Și da, de ce? Intrați sub incidența ceasului, peste 9 luni naști. Ăsta e testul, da? Depinde, mulți îl trec, alții bâș. Ideea este în felul următor. Cele care nu ați putut concepe încă, pentru că copilul nu vine, se lasă așteptat, analizele sunt minunate, dar copilul tot nu vine sau analizele sunt dezastroase și iată că copilul vine la un moment dat. Deci
nu ține de analizele medicale ale voastre venirea copilului. Dacă vreți să înțelegeți cu adevărat ce înseamnă ca un nou suflet să se încarneze pe pământ, gândiți-vă că nu este doar hotărârea voastră. Degeaba vă hotărâți voi doi să faceți un copil și să ziceți, gata, copilul, hai, și copilul, nimic. Și normal că nu vine, pentru că este și alegerea lui sau a ei să se încarneze într-un moment prielnic. De ce? Ca să-și facă menirea sufletului. Da? Pentru că toți am venit aici cu o menire, cu un destin, cu un plan. Și atunci când înțelegem aceste lucruri, ar fi bine, înainte să rămânem însărcinate și mai ales dacă nu rămânem însărcinate când am vrut noi, să ne gândim, ok, ce am mai putea rezolva? Adică, de rezolvat, indiferent că ești deja însărcinată sau nu ești însărcinată, rezolvă-ți traumele din copilărie, din mica copilărie, asta înseamnă de la naștere până la 2 ani, rezolvă-ți traumele de la propria naștere și rezolvă-ți traumele posibile pe care le-ai trăit prin intermediul mamei în burtică atunci când ai stat 9 luni la căldurică și la all inclusiv. Da? Asta este un prim pas. Știu că sunt multe. Dacă aveți nevoie de ghidare, sunt aici și am destul de multe videouri pe YouTube în care să găsiți informații. După aceea, după ce faceți această investigație, vedeți care sunt traumele majore. Pentru că aceste traume majore se activează mai cu seamă în momentele vulnerabile. Și asta știe toată lumea. Vorba românului, când ți-e rău, mai vine încă o bombă. Da? Să fie toate aranjate. Și gândiți-vă că în momentul nașterii se adună toate. Deci zici că e punct de întâlnire. Și atunci femeia, de aceea unele femei au parte de foarte multe momente și experiențe traumatizante în acel moment minunat, pentru că, din păcate, nu le-a spus nimeni că ele și-ar fi putut rezolva acele traume din copilărie înainte de acest moment cheie. Și cu ocazia asta veți înțelege și voi. Vă veți înțelege mai bine, pentru că o să știți de unde vi se trage. Vestea bună este că orice traumă, orice abuz, indiferent că este mic sau că este mare, și apropo de mic sau mare, nu putem judeca, pentru că nimeni nu poate să trăiască în papucii mei, de exemplu. Da? Nici eu nu pot să trăiesc în papucii voștri. Deci fiecare știe traumele și chiar dacă nu e o chestie wow pentru alții, sigur a fost wow pentru tine. În momentul în care afli de aceste lucruri și simți că ai traumele încă active, pentru că ele de fapt nu dispar, ci doar se îngroapă undeva la nivel subconștient. Asta înseamnă că ele vor apărea fix în momentele vulnerabile, ceea ce vă ziceam și înainte. Traumele se pot vindeca. Eu 10 ani de zile am căutat să mă vindec de prima mea naștere și iată că viața m-a adus pe acest drum în care mi-am găsit liniștea în momentul în care m-am vindecat de propriile mele traume. Acum, hai să vorbim despre traume. Dacă o să întrebați, bun, da, n-am fost traumatizată când am fost mică. Sau de unde mi-amintesc eu dacă am fost sau nu traumatizată? Păi, în primul rând, puteți să faceți un fel de treabă de detectiv, da, în care să vă chestionați părinții cum au trăit ei în timpul căsătoriei, atunci când erai tu în burtică și așa mai departe, dacă se înțelegeau bine. Dacă tu ai fost conceput sau concepută din greșeală, cu dragoste, cu iubire, dacă ai fost un copil dorit, foarte important, pentru că nu contează și nu vreau să vă acuzați părinții, că poate pe unii nu v-au vrut, nici pe mine nu m-a vrut mama, da? Dar asta nu înseamnă că eu n-am venit, dar am venit într-un moment pentru ea inoportun. Ea vroia să-și termine facultatea, vroia să avea planuri de viitor și am venit și am stricat toate planurile, da? Cam așa se întâmplă și nu e o chestie de învinuit nici părinții, nici circumstanțele, pentru că circumstanțele, iarăși, tot noi ni le alegem, da?
Deci, investigăm dacă am fost copii doriți, dacă am avut sexul corect la naștere, și asta e apropo, eu de fapt trebuia să fiu băiat. Da? Faptul că n-am fost băiat, am încercat să compensez toată copilăria mea cu diverse activități, acțiuni. Eu am fost unsă scurt, periuță, ani de zile până în liceu. Aveam părul un pic mai lung aici, aveam un fel de chică, dar în rest eu am fost băiat. Și asta era din propria voie, voință sau? Subconștient, eu îmi doream să fiu băiat ca să fiu pe placul părinților mei care au crezut că voi fi băiat. Deci, vedeți voi, foarte multe chestii pe care le facem în viață, inclusiv meseria pe care am ales-o, inclusiv facultatea care am făcut-o, inclusiv școala în care am excelat sau nu, noi de fapt vrem să atragem atenția și de fapt vrem să atragem iubirea pe care n-am primit-o pentru că nu eram ce trebuia să fim. Adică fiecare are dorințe, da? Atenție, deci, ce dorințe puneți voi pe copiii voștri deja din burtică? Pentru că acel copil nu percepe doar după ce se naște și după ce învață să vorbească și după 2-3 ani când începe să țină minte. Lucrurile alea se întâmplă și înainte. Chiar și în burtică, dezvoltarea creierului începe atunci, dar se termină pe la 18 ani. Adevărul este că nu ne aducem aminte de perioada aceea, nici de perioada intrauterină, nici de la naștere și nici din primii 2-3 ani. Sunt foarte puțini oameni care își aduc aminte de acea perioadă a primilor ani ai copilăriei. Dar asta nu înseamnă că nu știm nimic. Înseamnă că aceste amintiri s-au stocat într-un loc în care creierul nostru conștient nu are acces, pentru că ăsta se numește subconștient. Dar asta nu înseamnă că ele nu există. Eu le spun că ele se adună într-un fel de ladă de zestre. Aia este zestrea noastră. Cu aia cumva ne naștem și deja la naștere avem 9 luni de experiențe pe care creierul nostru, în plină dezvoltare, le cataloghează și le stochează. Deci creierul copilului mic este ca un burete. Iar acest burete înregistrează tot și pentru că noi încă nu facem conexiunile la nivel neurologic ca să ținem minte lucrurile astea, creierul le stochează în subconștient, adică în partea de care nu ne aducem neapărat aminte. Și atunci, e foarte important ca femeia în timpul sarcinii să scape de frici, să scape de emoții negative. Știu că nici unii dintre noi nu avem vieți zen, dar atâta timp cât sunteți conștienți că vă înregistrați și vă... Nu vă înregistrați copilul, că copilul vostru înregistrează toate emoțiile voastre, o să fiți mult mai atente la ceea ce faceți voi în viața voastră, pentru că copilul percepe totul ca și fiind emoțiile sale, deși nu sunt ale lui. Copilul, de fapt, nu știe ce va urma, dar înregistrează și simte și percepe. De aceea, atunci când ne naștem, deja ne naștem cu experiență de 9 luni, iar în primii 2-3 ani acumulăm foarte multe prime experiențe. Asta înseamnă că în acei 2-3 ani, noi pentru prima oară învățăm să umblăm în patru labe. E o mare experiență pentru că până atunci niciodată nu am făcut-o. Pentru prima oară în viața noastră o să începem să spunem cuvinte, să legăm propoziții, să vorbim în fraze și așa mai departe. Tot atunci, pentru prima oară, ne mâncăm prima bătaie sau nu. Sau prima victorie, da? Sau prima laudă, sau primele contacte cu oamenii care pot fi iubitoare sau dimpotrivă. Deci, în funcție de experiențele noastre, noi înregistrăm în creier dacă lumea asta este prietenoasă, dacă suntem bine primiți, dacă suntem acceptați, validați și iubiți așa cum suntem, sau dacă lumea înconjurătoare
are altfel de cerințe de la noi și nu numai cerințe, ci dorințe și pretenții, da? Pe care noi nu le putem acoperi. Da? Pentru că suntem doar niște oameni care, de fapt, ne dorim să fim acceptați exact așa cum suntem. Iar acest lucru, de fapt, îl facem toată viața. Toată viața, în toate relațiile noastre, ne dorim să fim acceptați așa cum suntem. Și apropo de asta, ți-am făcut acum o paranteză mai lungă, Raluca, te rog să mă oprești, că eu vorbesc foarte mult, da? Dacă e... E o plăcere să te ascultăm, la fel și fetele aici, ne lasă comentarii foarte frumoase și îți mulțumesc încă o dată și eu și ele pe această cale că ești cu noi. Cu drag. Așa, și de aceea ați făcusem paranteza aceea lungă, ca să înțelegi de ce este important dacă am fost copii doriți, dacă am avut sexul corect la naștere, adică dacă ai noștri poate și-au dorit altceva decât am ieșit noi. Cine ne-a crescut în primii 2 ani? Pentru că ăsta este un aspect foarte important. V-am spus că copilul are un creier care este ca un burete și absoarbe tot. Noi învățăm prin copy-paste, adică tot ce vedem intră. E de aceea când vezi o mamă și un copil care au, să zicem, o legătură normală, copilul va fi mini-me, adică exact miniatura mea. Și este firesc așa. Deci atenție de la cine ați învățat. Dacă v-a crescut bunica, veți avea toate valorile și nu valorile, scara de valori a bunicii, lucrurile care contau tot preluate de la ei, de la ea. De aceea contează foarte mult cine v-a crescut în primii 2 ani și cum v-ați petrecut copilăria în primii 7 ani, pentru că oamenii aceia cu care ați stat non-stop, aceia de fapt v-au șlefuit și v-au dat startul. Și cu acești ani ne luptăm noi atunci când ne dăm seama că am fost traumatizați. Ce înseamnă traumatizat, ca să lămurim și aspectul ăsta? Traumatizat înseamnă și când mama te-a lăsat la bunici de la 6 luni, 1 an, 2 ani, da? Până la 7, până când începeam noi să mergem la școală, pentru că acela este un puternic sentiment de abandon, de singurătate, care primează și va fi întotdeauna legat mental de acea perioadă și ori de câte ori vă veți mai întâlni cu o astfel de perioadă, sentimentele vor fi aceleași. Atunci nu v-a plăcut, v-ați simțit lăsați singuri, părăsiți și abandonați. Același lucru ne împinge acum, în viața de adult, să stăm în relații toxice, să acceptăm relații nesănătoase, doar de frică să nu fim iarăși abandonați, să nu fim adecvați, pentru că un copil care este lăsat la bunici sau la oricine altcineva, chiar dacă bunicii sunt cei mai minunați oameni de pe pământul ăsta, copilul are legătură cu mama. Mama este prima ființă cu care face o legătură fantastică în cele 9 luni de zile. Deci, contează enorm de mult de la cine am copiat. Și atunci, acum puteți să vă dați seama cam care este caracterul vostru și cam care este personalitatea voastră. Bun, am zis de traume. V-am zis de traumele majore și alea minore. Hai să vedem care sunt traumele majore. În principiu, un om are parte de traume majore până la 7 ani. Și asta nu înseamnă că a fost agresat, molestat. Bineînțeles, și alea sunt traume. Traumă poate să fie și faza de lăsat la bunici. Traumă poate să fie și ideea de la 11 luni l-a dus la creșă sau de la 3 luni l-a dus la creșă. Traumă poate să fie și grădinița. Traumă poate să fie și un tată care nu s-a ocupat de copil. Traumă poate să fie și despărțirea părinților. De obicei, un copil ia asupra lui toate aceste
să zicem, nereușite ale părinților lui și dă vina pe el însuși. Și atunci, de fapt, aici începe devalorizarea noastră. Noi, din momentul în care am simțit că nu suntem adecvați și am fost trădați de părinții noștri, de mama, de tata, din acel moment, noi nu reducem iubirea către ei. Noi reducem iubirea către noi, pentru că ne simțim că da, noi facem ceva greșit, de nu merităm iubirea lor. Și uitați așa, ajungem la 30-40 de ani, să nu ne respectăm, să nu punem preț pe noi, pe dorințele noastre, să ne dăm seama că pe to-do list-ul nostru noi nici nu existăm, adică în fiecare zi facem lucruri pentru alții, dar nu pentru noi, și ne gândim, bun, mă duc la psiholog și o să rezolv lucrurile, că ceva nu funcționează în viața mea. Ei, când mergi la psiholog și maxim 6 luni n-ai rezolvat prea multe și vezi că ești tot în același loc, e clar că nu s-a rezolvat nimic și acel psiholog nu te poate ajuta. Un om care știe să vindece traumele va ști să facă chestia asta și în maxim 5-6 ședințe tu nu mai ai nevoie de el pentru că îți vindești traumele. Traumele de abandon, traumele de singurătate, traumele alea majore care se întâmplă în primii 7 ani. După 7 ani, noi cam ne-am întâlnit cu toate variantele de traume pe care le puteam trăi și mai putem să ne traumatizăm la chestii majore precum moartea cuiva drag, un cataclism, un accident, ceva de genul ăsta care să ne zguduie foarte tare, pentru că pe restul le-am cam trăit pe toate. De aceea, când căutați să vă vindecați, săpați în primii 7 ani de acasă și în primele 9 luni de viață în burtica mamei și la naștere, pentru că acolo se întâmplă iarăși foarte multe traume, iar copiii, pentru că sunt acel burete care absoarbe tot, simt aceleași lucruri ca și mama. De aceea este foarte important să aflați ce fel de naștere a avut mama voastră, astfel încât să știți cam ce ați trăit voi la nașterea voastră. Și din momentul acela, deja plecați cu niște lecții făcute. Pentru că în momentul în care ți-ai rezolvat traumele, dacă au mai fost și abuzuri în copilărie, viol sau, eu știu, abuzuri verbale, poate să fie la fel de traumatizante ca și altceva. Da? Deci nu contează. Contează că atunci când tu vorbești despre acele experiențe, încă ți se face nodul în gât, te iau transpirațiile, îți crește pulsul și simți că îți vine să, nu știu, să iei pe cineva de gât. Da? Acela este clar încă un semn că trauma aceea mai există. În momentul în care nu o mai ai, nu ai mai reacționa așa. Ai putea discuta despre chestia asta relaxat, fără să mai retrăiești acea traumă din copilărie. Deci, ăsta ar fi un pic primul pas, ca să vedeți că totul începe de la concepție, chiar și de la concepția voastră. Deci, aveți timp să investigați lucrurile astea și mă bucur că vorbesc poate cu o comunitate în care încă nu toată lumea este gravidă, da? Pentru că cu siguranță. Nefiind gravide încă, chestia asta de rezolvarea traumelor, credeți-mă că vă poate schimba viața la 180 de grade. Mie cel puțin mi-a schimbat-o, iar acum 2 ani, da, se fac imediat 2 ani, de 2 ani mie mi s-a schimbat viața complet, ceea ce nu aș fi crezut niciodată, din vindecarea unor traume pe care am crezut că le vindecasem, dar iată că nu a fost așa. Deci se poate și orice se poate, deci orice fel de traumă se poate vindeca. Asta este primul pas. Și este nu numai primul pas pentru o naștere mai frumoasă, este primul pas pentru o viață frumoasă în care nu vei mai fi pedepsit sau pedepsită de fiecare dată când mintea ta retrăiește ceva din urmă și își aduce aminte
și ție, tu reacționezi ca un copil mic. Că zici, Doamne, dar cum am putut să reacționez așa? Păi reacționează copilul din tine, reacționează emoția din tine, pentru că reacția nu este o acțiune, este o reamintire a unei acțiuni care a trecut. Nu vreau să vă bag în ceață, dar bănuiesc, sper că ați înțeles ce vreau să vă spun și de ce este atât de importantă această investigare a primilor 7 ani plus 9 luni. Ăsta ar fi primul pas. Al doilea pas pentru a vă pregăti pentru o altfel de experiență la naștere este de informare. Acum că ați scăpat de bagajul din lada cu zestre pe care o cărați de când v-ați născut, deja puteți să vorbiți la alt nivel, adică acum vorbim cu mintea conștientă. Mintea conștientă care are nevoie de informații. Ce fel de informații? Păi informațiile care vă vor face să nu vă mai fie frică de naștere, să înțelegeți procesul fiziologic al nașterii ca să puteți trece prin el, pentru că dacă tu nu știi ce se întâmplă cu tine la naștere, îți va fi foarte greu să stai liniștită sau să respiri zen sau să nu începi să urli, pentru că orice ți-ar provoca frică și teroare te face să-ți pierzi cumpătul. Și atunci, ca să hrănești mintea aia care are nevoie să știe, ai nevoie de toate informațiile pe care eu am ajuns la concluzia că ar trebui să ni le spună cineva la școală. Măcar nouă fetelor. Să ne spună și să ne pară și nouă interesant, pentru că, sincer, mi-aduc aminte de la școală. Când făceam școală pe vremuri, am prins și înainte de Revoluție și după, am rămas efectiv cu materia predată de oameni interesanți, de profesori care erau pasionați de ceea ce predau. Ăia care citeau de pe foi sau eu știu ce ne făceau, nu a rămas nimica. Și adevărul e că foarte puține lucruri le-am învățat la școală care să fie de interes în viață. Iar mie, anatomia femeii sau cel puțin anatomia sau fiziologia nașterii mi se pare super importantă în viața unei femei. Nu numai atunci când naște, ci și înainte, privind ciclicitatea, privind feminismul, privind natura noastră, creativitatea noastră, toate sunt legate de sexualitate și atunci mi s-ar părea normal să aflăm lucrurile astea la școală. Da, pentru că nu le aflăm la școală. E bine că suntem pe tine, pentru că de acolo am aflat eu foarte multe informații și am văzut că sunt, chiar și pe site, e anunțat, peste 140 de videoclipuri cu educație și chiar în descrierea acestui live am atașat link-ul canalului de YouTube unde puteți urmări toate misiunile Ditei și acolo puteți se pare că acum e momentul potrivit. Iartă-mă, dar nu am auzit ultimele tale cuvinte pentru că la mine fulgeră și cade semnalul, deși am semnal foarte bun de obicei. Deci ai pus link-ul la canalul meu de YouTube, da. Și vreau doar să vă spun atât, după aia n-am mai auzit, dar te întreb după aia. Canalul acela de YouTube l-am făcut într-un moment de nervi care au persistat câțiva ani și acum mai postez așa din când în când, când mai simt că trebuie să mai zic ceva, că nu stă aici în gușă. Primeam atât de multe întrebări și erau toate întrebările tot în privat sau după aia pe grupuri, încât am zis, băi, deci eu nu mai am timp fizic să răspund la toată lumea. Și așa m-am pus în fața telefonului și am început să mă filmez pe diferite subiecte de întrebări, Q&A. Deci, așa s-a născut canalul meu de YouTube și așa am ajuns să am peste 140 de filmulețe. La un moment dat am luat chestia asta în serios și am făcut-o mai bine și am făcut filme profi de jumătate de oră și pur și simplu am zis, măi, trebuie să știe femeile despre lucrurile astea pentru că altfel pierd timp după aceea să se vindece, să se detraumatizeze și alte lucruri. Iartă-mă, Raluca, zi-mi acum ce ai zis după aia, că nu am mai înțeles. Am spus că dacă nu am învățat la momentul potrivit aceste informații, avem ocazia prin acest canal să,
să putem învăța ce e important acum, să aflăm ce ne interesează. Acolo, în canalul meu de YouTube, am avut foarte multe femei care au zis că, datorită urmăririi acestui canal, sunt zeci de ore, sute de ore, nu zeci de ore, în care eu explic foarte clar lucruri. Bineînțeles că cursul este diferit, cursul de 4 zile, dar oricum aflați suficiente lucruri astfel încât să vă pregătiți cât de cât pentru naștere. Cei care vor căpșuna de pe tort, vin la mine. Dar cei care se mulțumesc și cu atâta, e minunat pentru că le ajută. Deci chiar este folositor acel canal și mă bucur că primesc, cred că săptămânal, câte 2-3 feedback-uri atât de frumoase de la oameni pe care nu-i cunosc, nu i-am văzut niciodată și nici nu am știut ce influență am avut asupra vieții lor. Și e minunat. Am înțeles. Mai întreabă-mă că nu mai știu unde. Mai există vreun pas pentru o naștere frumoasă? A, da. Rămăsesei informarea. Am 5 întrebări, da. Da. Să mă oprești tu când știi tu că trebuie. Eu n-am ceas, nu am nimic. Am un sfert de oră, dacă mai stăm, e perfect. Bun, perfect. Deci următorul pas, în afară de informare, mai ales că știți de unde vine frica cea mai puternică? Frica vine din lipsa de informații. Cele mai multe frici, dacă stăm să le analizăm, pe care le avem în viața asta, sunt legate de chestii pe care nu le-am digerat, nu le-am citit, nu le-am studiat, nu ne-a interesat sau nu am avut informații despre. Și atunci foarte mare parte din frică dispare în momentul în care vă informați despre fiziologia nașterii, să înțelegeți ce e o contracție, ce se întâmplă cu corpul tău, ce se întâmplă cu copilul, ce știe el să facă, ce știe corpul să facă și așa mai departe. Deci ăsta este un prim pas. Nu, al doilea pas. Al treilea pas, după părerea mea, este practica zilnică. Pentru că, iată că ajungem la 20, 30, 40 de ani, la testul feminității noastre, nașterea copilului și acumulând atât de multe informații care poate nu ne-au folosit și programe care le-am implementat fără să ne gândim sau fără să le judecăm dacă sunt bune, nu sunt bune, e ideea care ai auzit-o de la mama, tata, sora, doamna învățătoare, doamna profesoară și așa mai departe și lucrurile astea sunt programele noastre din subconștient cu care noi funcționăm. Sigur știți ilustrația unui iceberg care de fapt este doar 5% deasupra apei și restul de 95% este dedesubt. Ei, toate reacțiile noastre, credeți că sunt din partea asta sau din partea lungă? Din partea lungă de sub apă. De sub apă sunt. Deci noi reacționăm teoretic din 95%, dacă nu 97%, zic unii, eu sper măcar din 95% și 5% să am și eu conștienți, noi reacționăm de acolo. Și atunci, ca să schimb niște programe de sub nivelul apei, adică din icebergul ăla mare de 95%, este nevoie de practică. Pentru că nu poți să faci așa și să se schimbe ceva în viața ta. Pentru că gândește-te că tu, exact câți ani ai ciclat aceste programe și le-ai considerat că sale tale, nu le-ai chestionat niciodată, nu ai încercat să le distrugi, pentru că cu le-ai trăit, cu le-ai supraviețuit. Da? Nu e nimic rău că avem programe, sunt programele noastre. Dar trebuie să vedem cu care suntem de acord și cu care nu suntem de acord. Și cu alea cu care nu suntem de acord, de exemplu, în sarcină. Alea ne dau grețuri, vomă, disconfort, frică și alte lucruri și alea trebuie rezolvate. Nu o să existe și vă spun sigur că nu există niciun hocus pocus aici și nimeni vreodată nu o să vă poată lua cu mâna vreo chestie. Există, bineînțeles, și terapeuți sau medium sau eu știu ce fel de oameni care fac așa și zic gata, ți-am luat durerea și ești vindecat. Pentru un timp. Dar după aia revin programele vechi. Cum faci să schimbi acele programe? Printr-o practică individuală, care da, costă, nu bani, ci rutină, organizare, determinare și hotărâre. Și credeți-mă că astea sunt cele mai grele, pentru că nu stă nimeni cu biciul după tine. Deci aici trebuie să fii tu foarte determinată să vrei să schimbi ceva.
De exemplu, femeile care vin la cursul meu primesc o rutină zilnică, pe care unele o practică și au nașteri minunate și altele nu o practică pentru că nu au timp, lasă că fac altă dată, lasă că mai am timp, lasă că nu vine copilul acum și culmea e că nasc pe la 3-7 de săptămâni când ele și-au luat și ele concediu pentru prenatal să se pregătească. Deci această rutină zilnică cu respirații, relaxări, mai ales lucru cu mintea, pentru că totul pleacă de aici. Nașterea, teoretic, nu are niciun impediment ca să fie grea, dureroasă, în extrem, da? Nașterea nu e un fel de walk in the park, da? Nu e ceva în care fluier și zici gata, am născut. Nu, este intensă. Este și dureroasă, dar nu este așa cum ați auzit voi în poveștile alea horror, în care femeia e într-o agonie și într-o suferință totală acerbă și așa mai departe. Astea trebuie reglate de aici, de la mansardă. Asta e mansarda. Dacă reglăm la mansardă, corpul ascultă, pentru că corpul, teoretic, nu are niciun os sau nu este construit în așa fel încât să nu permită nașterea unui copil. Deci toate impedimentele pe care cele care ați născut sau cele care veți naște, credeți că le aveți, nu sunt. Corpul este construit, corpul feminin este construit să nască. Dar dacă femeia are blocaje, care vin de unde? Tot din minte, da? Tot din subconștient, din programe, din toate cele și ea nu le rezolvă și nu le dezvață, formându-și altă rutină, alte programe, nu se rezolvă lucrurile acelea. De aceea și recomand pregătirea pentru naștere din momentul în care ai aflat că ești însărcinată, nu pe ultima sută de metri, pentru că pe ultima sută de metri nici nu mai știi ce trebuie să faci și s-ar putea să-ți fi trăit toată sarcina în groază și în frică și ai lăsat de fapt atâta timp să treacă așteptând, lasă că mă pregătesc înainte de naștere. Fetelor, ăsta nu este un curs de 3-4 zile în care să înveți niște tehnici și gata. Nu. Asta este un curs pentru a vă îmbunătăți viața și experiențele. Fie că sunt la naștere, fie că sunt după aia, fie că ți-se schimbă viața complet în bine, da? Sunt lucruri pe care trebuie să le faci tu, pentru că altfel nu poate să te ajute nimeni. Despre asta e vorba. Deci, rezolvarea traumelor, prima, a doua, informarea pentru mintea care trebuie să înțeleagă ce se întâmplă și a treia este practica. Practica aceea de a trăi cu grație, de a trăi relaxat, de a lăsa lucrurile să se întâmple, de a accepta, de a te ierta, de a fi mai bun, de a fi capabil să înveți să te iubești, pentru că noi toată copilăria noastră am fost învățați să ne iubim cât mai puțin pentru că nu merităm, pentru că cei din jur ne arătau tot timpul că nu merităm să fim iubiți, văzuți, validați și așa mai departe. Deci, nu este doar despre naștere, este despre un stil de viață, despre a fi și a trăi bucuria. Despre asta este, de fapt, totul. Se asociază foarte, foarte mult cu ceea ce facem și pe latura de sănătate, pentru că cele mai multe femei spun vreau să slăbesc și se așteaptă să le dăm diete miraculoase, exerciții minune, care să facă minuni și efectiv primele întâlniri despre asta vorbesc, despre ce ți-a cauzat, de ce ai luat și când femeile își dau seama cu adevărat că în mintea lor sunt anumite programe din cauza cărora au luat în greutate sau poate dar efectiv au nevoie de puțină mai multă iubire și să-și crească imaginea de sine și se corelează foarte mult. Da, deci nu, orice, să zicem, dezechilibru în corp vine de la o emoție care a generat acest dezechilibru, fiind, bineînțeles, negativă. Niciodată o emoție pozitivă, bună, nu aduce daune. Dar dacă eu stau într-o emoție negativă luni de zile, ani de zile, normal că corpul meu, la un moment dat, o să facă tot să se
distanțeze de chestia asta. Și da, stratul adipos în surplus este tot o cauză emoțională de a te apăra de atacurile din afară. Și cu cât tu le simți mai agresive din partea, probabil, a celor apropiați, pentru că dacă n-ar fi apropiați, nu te-ar atinge, da? Și da, toate trebuie privite așa. Și mă bucur că faceți chestia asta, pentru că oamenii, e foarte ok să faci sport, să mănânci sănătos, dar este foarte important cum o faci. Pentru că degeaba mănânci echilibrat și sănătos și hrănitor, dacă emoțiile tale sunt pe negativ și ești un pesimist convins, pentru că atunci orice dietă, orice sport, orice, nu ajută. Ajută pe moment, dar nu scapi de chestia asta. Așa cum dietele nu funcționează dacă tu nu conștientizezi ce este în spate acolo care nu te lasă să slăbești, să fii bine și așa mai departe. Super, foarte, foarte utile cele trei recomandări. Și acum dacă vrei să ne oferi încă câteva minute pentru întrebările fetelor, sigur, sigur. Foarte recunoscătoare. Prima întrebare este următoarea. Dacă este posibilă o naștere naturală cu un copil mare de greutate aproximativ 3,950 kg, având și capul mare. Întrebarea este dacă se poate bloca în bazin mama având 1,60 de metri înălțime. Și ce se trează măsurătorile astea matematice, iartă-mă că da, sunt atât de sătulă de măsurătorile astea înfricoșătoare, care bineînțeles medicii cu asta se ocupă, pentru că 9 luni de zile, Doamne iartă-mă, să tot măsoare atunci. Și dacă s-ar uita doamna la filmele mele, am filme fix despre bebeluș prea mare, care nu iese prin găurica aia mică, da? Care sunt mituri, pentru că inclusiv capul se adaptează la bazin și nicio femeie nu și-a implantat un uriaș acolo, da? Copilul niciodată nu va sta la nesfârșit acolo, toți au fost născuți, da? Și copilul iese când, de fapt, treaba se strică acolo și nu mai are loc. Deci, nu există copil prea mare, nu există bazin prea mic, sunt prea puține cazurile în care femeia a avut un accident și bazinul ei devine chirurgical, adică s-au mutat niște oase. Nu vreau să-mi fac reclamă, să vii la curs ca să te lămuresc care e treaba, dar nici nu pot să-ți explic în 2 minute de ce capul nu este prea mare, de ce kilogramele nu contează, de ce contează lungimea copilului, pentru că kilogramele se dispersează pe lungime, și de ce ecograful cu care ai fost măsurată nu este cântar. Important e ca această doamnă să stea relaxată, să înțeleagă că da, nu, este regulă. Important este ca această doamnă să se uite la videourile mele gratis pe YouTube ca să scape de frică. Dacă stă relaxată, n-are cum să stea relaxată până nu primește mintea informațiile cu capul mare și bebelușul mare. Excelent! Trecem la întrebarea a doua. Și da. Ne întreabă o doamnă cât de riscantă este o naștere naturală după o naștere cezariană acasă pe un uter cicatricial. Uterul cicatricial este un uter operat înainte de cezariana aceea. În primul rând, nu recomand naștere acasă, fără asistență. În România, dacă naști acasă, nu vine nimeni să te asiste. Nu există medici care să facă chestia asta, iar moașele care fac asta o fac ilegal. Și dacă cumva se întâmplă ceva sau cineva le va da vreodată în judecată, și nu trebuie să fie părinții care au vrut asta, ci sunt bunicii, rudele, eu știu, fratele avocat, mătușa procuror și altcineva care să dea în judecată și să iasă cu cântec rău de tot. Deci moașele în România nu au dreptul la liberă practică și să asiste nașterea acasă. Nu știu de ce acea femeie își dorește să nască acasă, probabil că a fost traumatizată groaznic la acea cezariană, înțeleg asta foarte bine. Eu i-aș propune să-și rezolve trauma de la cezariană și să aleagă un spital unde este sprijinită. Nașterea naturală după cezariană nu este o problemă. Ea este... În România este cumva exagerat riscul. Dar riscul de ruptură
uterină, adică ruptura uterului, este mult mai mare la administrarea de oxitocină, care se face la fiecare naștere, fie că e prima, a doua, a șaptea, a cinci, zecea. Da? Deci, riscurile nu ies din calcul la faza asta, dar nu aș risca să nasc acasă în niciuna dintre cazuri, nici natural la prima și nici natural după o cezariană, pentru că în momentul în care se întâmplă ceva, sunt minute în care tu ca și mamă, când naști, intri într-o letargie, într-un fel de transă, în care tu nu îți dai seama de fapt ce se întâmplă faptic cu corpul tău și nu poți să te joci nici cu viața ta și nici cu viața copilului tău. Da, știu că am două naștere acasă, dar nu le-am făcut neasistat și au fost cu plan B. La două minute de casa mea era spitalul, deci nu m-am jucat cu viața mea și nici cu viața copilului. Dacă stăți în altă țară, atunci nu este o problemă, moașa vine acasă, femeia este pregătită, dar cel mai important în cazul acesta, că vreți naștere naturală, că e după cezariană, că e fără cezariană, nu contează, este să fiți pregătite voi, pentru că nimeni nu poate să vă ajute. Da? Voi trebuie să stăpâniți nașterea, voi trebuie să vă pregătiți pentru acea naștere. Contează, bineînțeles, cineva asistă, dar voi sunteți cele mai importante. Ok. Excelent. Următoarea întrebare. Dacă piticul a avut o naștere grea și a stat la incubator două ore după naștere, îl influențează în vreun fel acum în copilărie? Îl influențează pentru că el primele ore pe care le-a petrecut după naștere, în loc să se atașeze de mama lui, așa cum e firesc ca fiecare copil să se atașeze în acea oră magică care durează de fapt mai mult de o oră, el s-a atașat de acele aparate. Poate că vei observa o predilecție mai mare spre aparatură, spre tehnică, spre tot felul de lucruri. Ideea este că și aceste traume se pot rezolva. Înțeleg că a avut nevoie de incubator, deci nu e că n-ai avut ce face și l-ai vrut acolo. Dar se pot vindeca chiar și nașteri de genul ăsta. Dacă copilul are până în 9-10 ani, se poate vindeca asta printr-o băiță de vindecare pe care, dacă dorești, poți să mă contactezi și te învăț să o faci. Adică cumva vei reconstitui nașterea și vei da un alt fel de start. Cu cât faceți asta mai repede, cu atât e mai ok. Am înțeles. Următoarea întrebare. Eu va trebui să fac cezariană din cauza faptului că m-am născut cu trombofilie și a sângerat foarte mult și diabet gestațional. Întrebarea este, cum să mă refac cât mai repede? Eu știu femei care au născut cu trombofilie natural, deci depinde foarte mult de pregătirea ta și de medicul cu care vei naște. Dacă tu mergi așa cu ochii închiși, pe încrederea că medicul ăla știe ce trebuie să facă, vezi un pic care este rata de cezariene la el. Și apropo de diabet, diabetul este de fapt o mare lipsă de iubire pe care probabil nu ai primit-o de la cineva care trebuia să ți-o ofere. Deci chiar și diabetul se poate rezolva. Acum depinde cât de mare ți este tensiunea. Și tensiunea se poate rezolva. Deci sunt foarte multe chestii care au la bază emoționalul, bineînțeles. Deci iarăși, vorbim despre același lucru. Sunt întrebări la care nu aș putea să vă dau răspuns decât dacă am vorbit mai multe, pentru că există într-adevăr un manual de utilizare al corpului femeii. Și în funcție de simptomele pe care le are, tu poți să mergi să vezi ce trauma a fost și de ce ai pățit chestia asta și de ce suferă corpul tău. Pentru că fiecare boală, de fapt, arată un dezechilibru emoțional. Da? Și în funcție de asta, dacă nu e prea târziu, ai putea să faci ceva și să nu mergi neapărat la o cezariană. Iar apropo de asta cu ce să faci ca să te recuperezi mai repede, păi informează-te cam ce vine după naștere, ce înseamnă o alimentație sănătoasă, ce înseamnă alăptarea și toate lucrurile pe care poți să le faci după aceea și cum să te împarți ca să nu pierzi nopțile, pentru că copilul nu are program în primii ani de zile sau în primele luni cel puțin,
nu știu să-ți dau foarte multe exemple la cezariană, pentru că nu am trăit cezariana și nu știu cum e să te recuperezi după cezariană, dar sunt convinsă că sunt foarte multe femei care ar putea să-ți dea sfaturi. Eu pot să te ajut doar să descoperi de ce ai ajuns la diagnosticele pe care le-ai spus tu. Am înțeles. Încă o întrebare despre poziția excentrică marginală a cordonului umbilical în sarcină. Ce riscuri există pentru făt la naștere și dacă e posibil să nasc natural? O supradiagnosticare asta ne omoară fetelor. Placenta este o plăcintă, da? Care este cam atât de mare cât două mâini întinse. Da? Este de fapt așa și cordonul se inserează unde vrea mușchiul lui. Că e mai la margine, că e mai la mijloc, că e mai lateral. Nu este indicație de cezariană. Nu știu peste ce medic cu exces de zel ai dat. Dar eu zic că ar fi bine să mai ceri o altă părere. Ar fi bine să începi să te informezi. Uită-te la videourile mele și scapă de frică. Aoleu, copilul meu. Copilul tău este bine. Tu ți-ai pierdut încrederea în el. Pentru că cineva ți-a zis că ai o problemă. Acel cineva s-ar putea să vrea să ai tu o problemă ca să fie el salvatorul tău. Punct. Mai mult nu zic, pentru că iar îmi urc pe toți în cap. Am înțeles. Infecția cu HPV împiedică în vreun fel naștere naturală? Și asta are cauze emoționale. Of. Da, sunt multe lucruri. Dacă vreți mai multe informații, nu împiedică nașterea naturală. Important este să nu fie activ, dar iarăși discutăm despre cauzele emoționale pentru care a apărut acel HPV. Iarăși, dracul nu e atât de negru pe cât îl vopsesc unii. Da? Deci, fetelor, nu mai intrați în panică de niște diagnostice, pentru că nu e chiar așa. Iar orice afecțiune sau boală poate fi vindecată. Noi ne îmbolnăvim mai mult de diagnosticele pe care le aflăm după aia decât de adevărata chestie. S-ar putea să nici nu fi știut tu nimica de HPV-ul ăla și să-i dus o dată la cineva și să-i zis gata HPV și de atunci umbli cu diagnosticul la buzunar de parcă ar fi acolo. N-aș vrea să zic foarte multe că este totuși un live pe Facebook și oricum mă aștept să mă blocheze iară toată lumea, dar ți-aș recomanda nu să renunți la medici sau așa, Doamne ferește, dar să mai cer întotdeauna și a doua părere și să începi să te informezi singură. Să știi că nimeni nu te poate vindeca. De ce? Pentru că corpul tău posedă minunata autovindecare. Dar autovindecarea asta, care se întâmplă, apropo, în fiecare noapte când tu te odihnești, tu te autovindeci. Dar trebuie să ții cont de niște cerințe de bază și dacă tu ești în permanent stres că ai nu știu ce diagnostic, s-ar putea ca minunatul tău corp să nu mai facă față la atâta stres și să nu reușească să se autoregleze, să se autovindece. Deci, hai să vorbim mai multe, uite, caută dicționarul bolilor al lui Jacques Martel și află acolo ce înseamnă de fapt acest diagnostic de care toată lumea e speriată, da? Dar nu e chiar așa de... Recomand că drag acest dicționar, îl folosesc cu eficiență maximă în toate cazurile, inclusiv pe mine când simt ceva și îmi dau seama de ce s-a declanșat acel ceva. Exact. Noi de aceea de, nu știu, 25 de ani, noi nu mai avem medicamente alopate, copiii mei au 8 și 10 ani, n-au luat niciodată în viața lor antibiotic. Noi nu știm ce e aia, nu știm ce e anurofen, habar n-avem, nu avem antitermice în casă, pentru că privim corpul altfel și da, nu pot să zic că nu au fost răciți sau nu au fost bolnavi sau nu au avut vreo tuse, ba da, da, ne-am vindecat, adică conștientizând cauzele emoționale. Și la început ne mai foloseam de homeopatie, de uleiuri esențiale, dar de lucruri normale, firești. Acum, pentru orice febră și vorba aia un strănut, Doamne, firești, acum să strănuți?
Da. Să mergi la spital, da? Bun. Așa, pentru perioada de premenopauză ne puteți spune mai multe sau aveți acest subiect în cursuri? Nu, în cursuri nu am, dar am o carte foarte faină și o să o pun pe site ca să o vedeți și puteți să vă pregătiți pentru această perioadă. Da, mai încolo, așa, după 50. Am înțeles și promit că încă două întrebări. Da, nu, eu am timp, deci eu pot să stau. Ce părere aveți despre un hematom în sarcină? Nici o părere. Trebuie investigat de ce a ajuns și unde a ajuns. Hematom în sarcină, unde e acel hematom? Nu pot să-mi dau cu părerea. În primul rând, nu sunt medic. Nu am specializare medicală. Ceea ce fac eu e pe terapie holistică, adică merg pe cauzele emoționale. Și pentru a răspunde la o astfel de întrebare, am nevoie de mult mai multe date. Hematom în sarcină poate să fie oriunde. Nu îmi dau seama la ce se referă. Sorry, nu știu să răspund. Am înțeles. Ne întreabă cineva cartea Hypnobirthing, de ce nu mai e pe stoc? Ar dori să o citească. Pentru că n-am mai finanțat apariția ei, pentru că acum 2013 am adus-o în țară. Și pentru că editura nu a vrut să finanțeze chestia asta, am plătit eu jumătate și acum nu mai sunt dispusă să plătesc pentru că nici nu mai predau metoda. Pentru că în 2015 de atunci nu mai sunt trainer de hypnobirthing, pentru că mi-am dat seama de limitele acestei metode. Și atunci vă pot recomanda multe alte cărți și da, probabil că spre sfârșitul anului o să reușesc să public și cărțile mele, care sunt mai multe, că sunt pe etape. Am înțeles. Și o întrebare legată de zona aceasta de stil de viață sănătos, de când ar trebui să ne apucăm de sănătos? Când ne gândim că vrem să facem un copil. Stai că nu aud. De când ar trebui să ne apucăm de? Un stil de viață sănătos. Avem efectiv să respectăm principiile alimentare. De astăzi. Și nu contează momentul în care vrem să facem bebe, adică chiar de astăzi. Păi, nu știu, eu parcă vorbiți de două persoane diferite, adică aceeași persoană care ești astăzi, vei ține un copil, dacă este peste jumătate de an sau peste un an sau peste 5 ani, stilul de viață sănătos sigur nu îți va dăuna. Adică nu văd de ce ați vrea să așteptați voi până vine copilul. Păi dacă voi fumați, mâncați aiurea, mâncați prostii, aveți un stil de viață foarte nesănătos, care implică foarte mult stres și care se pune până la urmă pe organele voastre, pe corpul vostru, voi cum vreți să aveți energia necesară pentru a concepe un copil? Apropo de asta, cele mai multe femei în ziua de astăzi, din cauza stresului, au slăbite foarte tare suprarenalele și rinichii. Apropo de energie, da? În rinichi, noi stocăm 25% din energia noastră zilnică. În organele sexuale, mai stocăm tot 25% din energia noastră zilnică. Restul de 50% este în corp. Dacă corpul nostru ajunge cu energia sub 50%, murim. Deci, energia din organele sexuale, de 25%, este foarte importantă pentru că se consumă foarte repede. Din ce? Din fabricarea acelui ovul care se eliberează lunar în ovarul femeii, pentru a fi fecundat, da? Deci, energia sexuală deja este aproape consumată, pentru că ea în fiecare lună are nevoie de atât de multă energie ca să creeze viața aceea care se manifestă în ovul. În momentul în care ăia 25% sunt clar pentru asta, gândiți-vă că restul de 25% îl aveți în rinichi. Rinichii sunt slăbiți în momentul în care noi trăim frici. Nu vă supărați, în situația în care suntem acum, la ora actuală, cu covrigul vieții,
Și cu toată frica asta și panica indusă de societate, de televizor, sper că nici nu mai aveți televizor în casă, cum vreți ca rinichii voștri să producă acel 25% fără să nu vă fure din organele sexuale? Adică rinichii, ca să funcționeze și să vă țină pe voi în viață, fură din energia sexuală. Cele mai multe femei care nu reușesc să procreeze, de fapt, nu au suficientă energie creatoare în organele sexuale. De ce? Pentru că rinichii iau de acolo ca să trăiască, să trăiți voi. Și atunci, întrebarea aia că de când să mă apuc de mine? Păi de ieri. Adică e logic că dacă tu ai ajuns să te uiți la life-ul nostru, vrei să schimbi ceva. Nu mai amâna, pentru că suntem experți în amânare. Vorbește un expert, da? Nu mai amâna, apucă-te de tine astăzi, pentru că nu contează din momentul în care copilul e acolo, contează și ce fel de suflet atragi, pentru că noi atragem sufletul pe vibrație. Iar dacă noi suntem jos cu energia, păi normal că picăm în depresii și nu avem vibrații înalte și atunci totul se leagă. Adică dacă tot știți că veți vrea să aveți un copil, păi nu vă mai irosiți timpul, pentru că nimeni nu știe cât timp are aici. Hai că deja vă cert. Îmi cer scuze. Dar, efectiv, este foarte important ca voi să nu amânați chestia asta. Adică, dacă tot ați aflat de asta, faceți-o. Adică, ce e mare scofală să mănânci sănătos? Da, e de aici, că dacă ai mâncat numai prostii până acum, da, trebuie să schimbi ceva, cel puțin ceea ce iei în coșul de cumpărături trebuie schimbat. Dar mergeți și voi și mâncați colorat, verde, eu știu, nu sunt nutriționist, zic și eu, dar începeți undeva, începeți, apucați-vă de voi, pentru că toate astea au legătură una cu alta. Și ce legătură are latura de flexibilitate și mobilitate? Sunt multe fete care intenționat merg la clase de stretching, fac antrenamente de flexibilitate. Că iară mă auzit. Dacă antrenamentele de tip flexibilitate, dacă nașterea, dacă ne ajută în... Flexibilitatea și mobilitatea pot fi antrenate. Hai să văd cum o explic pe asta. Ce este sus este și jos. Dintotdeauna a fost așa. Ceea ce este jos este și sus. Dacă eu nu sunt mobilă și sunt foarte... Zici că am mâncat oase pe peste tot și nu pot nici să mă aplec și nu am mobilitate, nu pot să mă întind, nu pot să fac nimic. E clar că dau dovadă și de o gândire foarte rigidă. Deci, vedeți, iarăși, ele au legătură una cu cealaltă. E foarte bine că faceți flexibilitate sau că vă antrenați pe mobilitate și pe toate lucrurile acestea. Important e ca corpul vostru să fie sănătos, flexibil, maleabil, plin de viață, hrănit, corect și așa mai departe, pentru că asta vă va da mai multă energie. Legat de flexibilitate și mobilitate, vă spune una care gândește destul de rigid și este destul de rigidă. Nu pot să spun că m-am împiedicat să am o naștere mai ușoară sau mai grea, această inflexibilitatea mea, pe care o am de când sunt mai mică, nu știu dacă m-ar fi ajutat, pentru că v-am spus, în momentul nașterii, totul pleacă de la ce avem aici. Dar, dacă eu mă antrenez pe flexibilitate și mobilitate, atunci ceea ce este jos este și sus. Deci eu, cumva, îmi antrenez și flexibilitatea mentală. Deci, cu siguranță, nu strică, dar atenție, și eu am avut aceeași capcană în care am crezut și pe care am crezut-o corectă, că femeile care fac aerobic sau sport de performanță, păi ele numai odată fac șpargatul și au scos copilul. Fetelor, nu e chiar așa, pentru că acolo vorbim de, mai ales când vorbim de, cum îi zice, performanță, vorbim de mult mental, de
de voință, de foarte multă călire, de tras de tine și așa mai departe. Deci femeile acelea au făcut foarte mult antrenament pe ideea de voință. Trebuie mai mult, trebuie mai bine, trebuie mai repede și așa mai departe. Și atunci au intrat cu acest antrenament de voință și naștere. Și iată că nașterea, și avem destule exemple la prezentatoare de vreme, sport și alte lucruri, care au avut nașteri foarte grele. De ce? Pentru că au crezut că copilul se va naște tot cu antrenament de voință de aici. A, copilul e bine. Nu. Cu cât ele sunt mai pe performanță și pe voință, cu atât ele bruiază mai tare procesul fiziologic. Dar iarăși este un subiect foarte lung despre care vorbesc în prima zi de curs, așa că nu știu dacă ați reușit să mă înțelegeți. Important e să lucrați cu totul, pentru că nu contează doar corpul fizic, dar toate pe toate se influențează, da? Corpul mental, corpul emoțional, toate contează și contextul este, de fapt, nașterea nu implică doar unul dintre corpurile voastre, da? Ăla fizic pe care puteți să-l vedeți, să puneți mâna, să vedeți cât de bine sau nu bine e. Am înțeles. Și sunt anumite cărți pe care ni le recomanzi? Sunt mai multe doamne care ne roagă așa de o listă? Da, dacă vreți pot să pun o listă. Sunt mai multe, dar vreți să vi le număr? Adică nu vă, cred că vă e mai de folos o listă cu toate cărțile decât să vi le număr. Eu acum când poate niciunul nu aveți pix la voi sau nu se înțelege. Da, deci vă recomand dicționarul odată. Acum depinde. Am pentru femeile care nu au rămas însărcinate, am pentru cele care vor să caute despre de ce nu vine bebe acum, am pentru oamenii care vor să înțeleagă planul sufletului, cum venim, de ce venim și asta îi face să înțeleagă și cum își alege copilul viața asta și părinții și toate cele. Am pentru toate variantele, o să vă dau eventual niște playlist-uri, da? În care aveți înșiruite toate variantele și alege fiecare atunci, dacă vrea pentru infertilitate, dacă vrea pentru pregătire pentru naștere, dacă vrea pentru dezvoltare personală, da, toate cărțile astea pe care o să vi le dau sunt importante și vi le recomand dacă vreți să faceți ceva cu voi și să vă apucați de voi. Excelent! Și o întrebare foarte, foarte importantă: când începe următorul curs Renașterea? Toate informațiile astea le găsiți pe site-ul meu. Următorul începe în weekendul acesta, dar nu mai am locuri pentru el, și celălalt în iunie. Dar astea le găsiți pe ditadetner.ro și acolo vedeți în fiecare lună am cursuri, plus am educator prenatal care predau cursul meu în orașele în care sunteți, deci aveți de unde să luați informația, nu sunt doar eu, deci suntem o echipă întreagă, așa că vă așteptăm cu drag la cursuri și la toate informațiile de care aveți nevoie. Excelent! Înseamnă că timpul acesta pe care l-am alocat în seara aceasta cu toții a meritat, pentru că în descrierea acestui live avem, în primul rând, toate videoclipurile gratuite de pe YouTube ale Ditei, unde ne ajută să înțelegem tot ce se întâmplă cu nașterea, așa chiar și site-ul, link-ul site-ului, puteți vedea în descriere. De asemenea, am atașat și link-ul grupului gratuit de sport și nutriție, unde ofer informații specifice, unde puteți fi alături de mine, pentru că pe un profil personal cumva nu e prea intim, dar avem un grup special destinat femeilor și avem link-ul acolo, plus latura de YouTube, unde la fel și noi pe canalul de YouTube, alături de colegul meu Marian Cristian Marin, am lansat acolo o mulțime de videoclipuri și de antrenamente, de sfaturi de nutriție, plus latura emoțională. Super! Și se pare că a meritat, cu siguranță a meritat. Eu mă bucur din suflet, Dita, că ai acceptat invitația mea și că ai fost în seara aceasta alături de noi. Am fost 105 femei. Au rămas toate sau s-au mai decuplat? S-au mai decuplat. Posibil că unele sunt mai mici, mai fug, mai vin. Știu cum e. E greu.
dar apreciem foarte mult, sunt sigură că aceste informații vor rămâne aici și se pot revedea, plus că le vom încărca pe platforma de YouTube și acolo pot fi vizualizate și revăzute pe nevoie. Eu vă mulțumesc mult pentru această seară minunată și mă bucur că am putut să împărtășesc cu voi și mă bucur că sunteți curioase să aflați lucrurile acestea. Sunt absolut convinsă că a venit vremea să vă ocupați de asta și vă felicit pentru curaj, pentru că sunteți destul de puține cele care vreți să priviți un pic mai înăuntru și nu tot în afară, așa că felicitări. Și Raluca, mulțumesc și pentru munca ta, pentru că sunt convinsă că le ghidezi exact acolo unde trebuie să și ajungă. Și au mare noroc că existi și că îți faci așa de frumos, probabil chiar menirea pe care ți-ai ales-o în această viață. Așa că mulțumesc pentru invitație și vă doresc o seară minunată și să ne revedem cu bine și vindecate de traume și de toate lucrurile care ne împiedică de fapt să ne trăim viața asta cu bucurie și în fericire. Așa să fie. Ne bucurăm de viață și de noi și de naștere și de tot ce înseamnă viață. Exact. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Vă salutăm, fetelor! O seară frumoasă și mult spor! Multă fericire! Exact.